Bună, dragilor, eu sunt Mihaela. Astăzi nu mă vedeți, dar nu cred că este atât de important. Nu vreau să vă pierd foarte mult timp aici cu introducerea, așa că o să trec direct pe slide-uri și pe explicații. Bineînțeles, o abonare la acest nou canal nu strică nimănui, așa că chiar v-aș fi super recunoscătoare dacă v-ați abona. Mulțumesc! Iată, așa arată subiectul al treilea. După cum observați, avem un text la prima vedere, un text care poate avea o lungime mai mare sau mai mică, în funcție de ce noroc aveți, și 5 cerințe. Prima cerință despre temperament, 2 cerințe pe text și de lucru pe text și o cerință despre caracter, conform teoriei lui Allport, iar nu în ultimul rând aveți de infirmat o precizare, da? Adică, în cazul acesta, trăsăturile de caracter nu pot fi modificate în timp și voi trebuie să aduceți un argument contra acestei afirmații. Apoi, în partea asta vă arăt ce trebuie să cunoașteți pentru a putea rezolva cu brio acest subiect. În primul rând, la personalitate trebuie să știți definiția, caracterizarea generală, să faceți distinția între individ-persoană, individualitate-personalitate și să cunoașteți ce înseamnă termenul de personaj. Acestea pe care tocmai vi le-am precizat nu sunt neapărat pentru BAC, adică nu le-am văzut niciodată în subiecte, însă recomandarea mea este să le știți totuși pentru că nu vă strică. De asemenea, e bine să știți laturile personalității, adică cum se numesc ele și la ce este importantă personalitatea. Apoi, în partea de caracter, la fel, definiție, caracterizare generală, mecanismele formării caracterului, ce sunt atitudinile, valori sau trăsăturile de caracter, care sunt componentele unei atitudini, teoria lui Allport și raportul dintre caracter și celelalte laturi ale personalității, în special cu temperamentul. La temperament, la fel, definiție, caracterizare, teoria lui Jung de data asta și raportul dintre temperament și celelalte laturi, din nou în special cu caracterul. Și cel mai important aspect, să puteți face diferența între trăsăturile de caracter și cele de temperament. Vom începe prin a face introducerea în conceptul de personalitate. După cum observați în imagine, fiecare dintre noi are cu siguranță o personalitate, ceva ce ne definește și se poate exterioriza foarte ușor în relațiile cu ceilalți. O definiție nu tocmai populară, dar una foarte complexă, este cea lui Drugaș din 2006, care consideră personalitatea de drept un sistem structurat, ierarhizat, durabil, dinamic și evolutiv, constituit din mai multe subsisteme, și anume subsistemul biologic, subsistemul psihic și subsistemul sociocultural, și care asigură individului o adaptare unică și originală la mediu. Probabil că v-ați obișnuit deja cu această înșiruire de caracteristici pe care ați mai observat-o și la alte fenomene psihice. În definiție erau înșiruite mai multe caracteristici ale procesului, la fel și aici în personalitate observăm că sunt înșiruite mai multe caracteristici. Dintre caracteristicile cele mai importante, caracterul sau caracteristica de sistem, eu am trecut-o a treia, arată că însușirile de personalitate comprimă și aduc împreună diferite funcții și procese psihice. Adică, la nivel de personalitate observăm gândirea noastră, raționamentul, imaginația, mai ales cu imaginația creatoare, tipurile noastre de memorare, motivația, voința noastră, convingerile și așa mai departe, fac parte din sistemul personalității. Caracterul sistemic mai face referire, printre altele, și la faptul că personalitatea noastră este cumva ierarhizată, are în interiorul ei atât procese și funcții psihice care lucrează împreună în acest sistem, sau macrosistem mai este denumit, pentru că este un sistem ce cuprinde mai multe alte sisteme la un loc. Personalitatea integrează mai multe procese, dar și propriile funcții, le ordonează și le face să lucreze împreună în acest sistem propriu. Apoi, o altă caracteristică sau caracter, integrator sintetic, înseamnă că ea integrează, da, în mod sintetic anumite procese și funcții psihice. Astea sunt foarte similare, dar luați-le ca atare. Integrator sintetic înseamnă că integrează în mod sintetic procese și funcții psihice. Apoi are caracter stabil. Am găsit în variantele de BAC un subiect care spunea că personalitatea are caracter instabil. Argumentați contra acestei afirmații, mă rog. Voi ar trebui să argumentați aici că personalitatea se manifestă constant în conduită. Dacă nu s-ar întâmpla astfel, atunci personalitatea nu ar putea exista, da? O personalitate instabilă
Nu există. Personalitatea este prin definiție stabilă. Toate trăsăturile noastre ne definesc și ajută pe ceilalți să ne anticipeze comportamentele, odată ce ei ne cunosc personalitatea. Apoi, spunem că are caracter adaptativ flexibil. Iată, chiar dacă personalitatea este stabilă, adică constantă de-a lungul vieții noastre, nu este ceva ce se modifică de la o zi la alta, totuși personalitatea este flexibilă, adică factorii de personalitate sau trăsăturile nu sunt absolut rigide, ci se pot modifica sub acțiunea puternică a mediului în care trăiește individul. Adică aici intră atât factori pozitivi, cum ar fi terapie, reglare, autoreglare, adică prin propria noastră voință să încercăm să ne modificăm anumite trăsături, precum lenea, lipsa curajului, neîncrederea în sine, putem să lucrăm singur la acestea, sau prin acțiunea puternică a mediului înțelegem și traumele sau anumite lucruri neplăcute care pot aduce niște trăsături negative în personalitatea noastră. Deci, cumva, într-o anumită măsură, personalitatea se poate modifica. Dar atenție, în linii foarte, foarte subțiri, adică la bază ea rămâne stabilă pe tot parcursul vieții, ci se pot modifica anumite trăsături, poate unele să coboare în ierarhie, adică să fie mai puțin prezente, dar ele să existe în continuare, iar altele să urce pe ierarhia trăsăturilor și să fie mai prezente, mai pregnante. Deci, asta înseamnă caracterul adaptativ flexibil. În urma unor factori foarte puternici de mediu, anumite trăsături se pot modifica sau își pot modifica locul în sistemul personalității. Apoi, când spunem că are caracter definitoriu, înseamnă că însușirile care compun personalitatea sunt definitorii pentru om. Ne definesc, da? Oamenii ne pot caracteriza prin 3-5-6 cuvinte. Acele 3-5-6 cuvinte sunt de fapt acelea care se observă cel mai des în comportamentul nostru. Pot fi trăsături cardinale sau principale, așa cum vom observa în teoria lui Allport. Care, o mică paranteză, să știți că este o teorie despre personalitate, nu neapărat despre caracter, dar, mă rog, așa au vrut profesorii care au făcut subiectele pentru BAC să o includă la caracter. În fine, asta este o altă poveste. Mergem mai departe cu caracterul unic. Caracterul unic ne spune că personalitatea realizează sinteza între însușirile generale, particulare și individuale ale omului, ceea ce oferă o anumită originalitate, un anumit caracter, o anumită unicitate. De fapt, personalitatea, prin definiție, este unică, adică noi suntem unici. Niciodată un alt individ de pe pământul ăsta nu a avut caracteristicile noastre și nu va avea caracteristicile noastre sau cel puțin structura caracteristică pe care o avem noi. Așadar, personalitatea este unică, mai ales prin creativitatea pe care o avem, prin anumite experiențe pe care le-am trăit, prin faptul că de la naștere suntem unici, dar până și baza ereditară este unică. Apoi, spuneam chiar în definiție că personalitatea este constituită din 3 subsisteme. Subsistemul biologic, subsistemul psihic și subsistemul sociocultural. Hai să vedem despre ce este vorba. În subsistemul biologic, noi cuprindem latura corporală, adică practic ambalajul în care am venit pe lumea aceasta, ambalaj ce cuprinde și creierul, dacă stăm bine să ne gândim, toată structura neuronală ne este dată de la naștere și va fi activată de-a lungul vieții, vor fi formate sinapse și multe altele. În această latură biologică intră programul ereditar, adică practic ceea ce ne-a fost dat de către părinți, dar și potențialul nostru uman nativ. Adică în partea de potențial intră în special inteligența. Inteligența are o mare pondere ereditară, chiar dacă ea poate fi și dezvoltată și îmbunătățită, stimulată, să zicem, de către mediu. O mare parte din intelect, din inteligență este născută și atunci un IQ, să zicem, de 5-10, Doamne ferește, este un IQ ce ne limitează.
foarte mult, adică indiferent de condițiile de mediu, pot fi niște părinți extraordinari, poate fi un mediu extrem de sănătos, de minunat, dacă IQ-ul persoanei este foarte scăzut, din păcate, nu se poate face mare lucru și atunci potențialul acesta nativ devine cumva o frână în dezvoltare. Apoi, vorbim despre mediul, despre componenta sau subsistemul sociocultural. Subsistemul acesta sociocultural este de fapt mediul, dar uite, chiar mi s-a părut foarte interesant ceea ce mi-a spus una dintre fetele cu care făceam astăzi meditație, pentru că primul gând la care i s-a dus mintea a fost acela de mediu biologic, adică de natură. Nu este vorba de natură, dragilor, când spunem mediu la psihologie ne referim la oameni. Adică la părinți, bunici, prieteni, colegi, profesori și tot ceea ce întâlnim de-a lungul unei vieți. Că sunt casierițe la magazin, că sunt, nu știu, diversi oameni cu care interacționăm. Cu toții fac parte din mediul nostru social, iar mediul cultural înseamnă cultura din care facem parte. Da? Noi avem această cultură balcanică sau est-europeană cu foarte multe influențe turcești, rusești, sovietice și așa mai departe, datorită etapelor pe care le-am trecut de-a lungul istoriei, iar acestea sunt însămânțate cumva în obiceiurile noastre zilnice și ne influențează și personalitatea, fie că vrem, fie că nu vrem, iar latura psihologică se construiește numai în condițiile existenței acestor două laturi, acestor două dimensiuni, ca rezultat al interacțiunilor dintre acestea, adică pe baza interacțiunii individului, adică biologicului, cu mediul. Conștiința este nucleul psihic al personalității care leagă toate celelalte compartimente și se constituie astfel în premisa dezvoltării ființei umane. Pentru a înțelege mai bine de ce este important mediul pentru dezvoltarea personalității, gândiți-vă puțin la copiii care au fost crescuți de lupi. Bineînțeles, aceștia nu și-au dezvoltat niciodată psihicul în adevăratul sens al cuvântului, nu au avut conștiință, nu și-au dezvoltat limbajul, da? Limbajul fiind foarte important pentru dezvoltarea conștiinței, nu au avut gândire rațională, chiar dacă poate ei aveau o inteligență naturală, extraordinară, poate un IQ bun, cu posibilitate mare de dezvoltare, pentru că nu au fost solicitate de un mediu social, acesta nu s-a dezvoltat normal. În general, copiii care au crescut sau care au fost crescuți de animale nu s-au putut adapta în mediul social atunci când au fost aduși la o vârstă destul de înaintată și, din păcate, și-au pierdut viața tocmai datorită incapacităților de a se adapta în alt mediu, adică să nu mai fie cu animalele. Un alt aspect pe care vreau să-l rețineți este faptul că personalitatea nu este născută, omul nu se naște cu personalitate, ci devine personalitate. La naștere nu este o personalitate, ci doar un individ, un candidat la dobândirea acestui atribut. Personalitatea, chiar dacă are unele însușiri biologice ereditare, se obține de-a lungul vieții ca urmare a confruntărilor cu cerințele mediului. Despre personalitate se spune că este produsul împrejurărilor, ceea ce înseamnă că natura și calitatea acestora ar determina calitatea personalității. Deci, pentru a avea o personalitate sănătoasă, trebuie să avem un mediu calitativ. Părinți înțelegători, echilibrați, care ne iubesc necondiționat, dar care impun limite sănătoase și așa mai departe. Totuși, de aici nu trebuie să înțelegem că personalitatea este inactivă, ea poate influența și restructura împrejurările, chiar crea altere noi. Mergem mai departe și vorbim despre conceptele de individ, individualitate, persoană, personalitate și personaj. Despre acestea v-am menționat că nu le-am văzut niciodată în variante, dar e bine să le știți. Vom începe cu termenul de individ. Individul provine, sau cuvântul individ, provine de la cuvântul indivizibil, de fapt. Pentru că individul vizează aspectul indivizibilității organismului ca sistem. Noi nu suntem niște organisme care să ne dividem, practic, ci pentru a ne păstra identitatea trebuie să fim într-o singură structură, practic. Nu știu cum să vă explic chestia asta astfel încât să aibă oarecare sens. Ceea ce aș vrea să rețineți voi este că individul reprezintă cel mai general concept pe care voi puteți să-l folosiți pentru... Adică puteți să folosiți cuvântul ăsta de individ și pentru oameni, și pentru plante, și pentru animale, pentru că este un reprezentant al speciei, de fapt. Fie că este animală, umană sau vegetală, individul reprezintă totalitatea însușirilor biologice, ereditare, dar și dobândite, adică tot ce se dobândește datorită planului acesta biologic al dezvoltării, care are drept scop adaptarea la mediul natural.
El desemnează caracterul indivizibil al organismului. De asemenea, este în totalitate determinat biologic. Și v-am pus niște imagini astfel încât să vă duceți instant cu gândul la toate speciile, da? Umane, animale, bine, n-am pus o plantă, dar rețineți voi că sunt și vegetali. Individualitatea este următorul concept. Individualitatea reprezintă unicitatea caracteristicilor unei ființe sau unui individ. În procesul existenței fiecărui individ are loc acest proces de diferențiere și de diversificare a organizării lui structural-funcționale, adică structural și funcțiile lui se deosebesc complet de ale celorlalți. Individualitatea este așadar individul luat cu organizarea lui specifică, diferențiată, irepetabilă și ireductibilă. V-am pus niște poze cu mai mulți câini. La bază toți sunt niște indivizi, dar diferă în funcție de rasă, diferă în funcție de ceea ce au experimentat și ei de-a lungul vieții lor, diferă în funcție de anumite particularități biologice, atât de înfățișare cât și ce țin de propriul lor organism. Da? Iar aceste diferențe reprezintă practic aspectul lor individual. Da? Noi nu spunem despre o pisică sau despre un câine care are personalitate, este greșit. Nu despre o pisică sau despre un câine care are individualitate. Așa este corect. Am terminat cu planul biologic, trecem la planul social, unde avem persoana, personalitatea și personajul. Persoana este de fapt doar individul uman. Excludem ceilalți reprezentanți, animale și plante, și rămânem doar cu oamenii. Dar atenție, nu orice om poate dobândi acest sau poate fi denumit persoană. Noțiunea de persoană este aplicabilă doar omului, dar nu în general, ci doar acelui atipic sau dezvoltat normal din punct de vedere psihic. De exemplu, copiii la naștere nu pot avea acest atribut, deoarece nu sunt conștienți. La fel, nici persoanele cu dizabilități profunde sau probleme neuronale care le împiedică buna funcționare a psihicului și le împiedică dezvoltarea unei conștiințe sau unui psihic superior dezvoltat, nici aceștia nu pot fi denumiți persoane. O definiție mai amplă a acestui termen, mai amplă decât că este doar individul uman, ar fi următoarea: este un ansamblu de însușiri psihice care asigură adaptarea la mediul social-istoric, iată, nu ne mai interesează mediul în ansamblu, ci ne interesează mediul social-istoric. Persoana este individul luat în accepțiunea lui psihologică de data asta, da, deci ne referim la partea psihologică, deci cu viața lui psihică constituită, superioară, conștientă. O persoană trebuie să aibă o viață psihică interioară, constituită, conștientă. Da. Este un produs determinat social, cu siguranță, 100% persoana poate apărea doar în condițiile în care omul a fost crescut în societate și desemnează omul în contextul relațiilor sociale sau ca membru al societății. Personalitatea este, dacă am putea să-i spunem așa, un fel de corespondent al individualității din plan biologic, doar că ea se află pe plan social și reprezintă întreg sistemul atributelor, structurilor și valorilor de care dispune persoana. Originea este latină și anume provine de la cuvântul persona, care însemna mască sau masca actorului. Este vorba despre masca pe care o purtau actorii în teatrul antic și care permitea spectatorilor să înțeleagă și să prevadă comportamentul celui de pe scenă. La fel se întâmplă și cu personalitatea noastră. Percepută de către ceilalți, le permite acestora din urmă să înțeleagă actele pe care noi le facem și să ne prevadă comportamentele viitoare. Personalitatea are aceste trei dimensiuni pe care le-am discutat și la început, una corporală sau biologică, una psihică și una socioculturală. Ce este personajul, ultimul concept din această categorie? Prin conceptul de personaj desemnăm manifestările personalității în exterior, în afară, da? Personajul mai poate fi denumit și persoană în rol, pentru că fiecare persoană poate juca mai multe roluri. Personajul este de fapt un fel de fațadă a personalității care permite să se adapteze oricăror medii sociale în care trebuie să participe. Reprezintă practic un fel de veșmânt social al personalității. Ca un exemplu aici, da, în momentul în care te duci la școală, porți o anumită vestimentație care este normal acceptată.
În momentul în care mergi într-un club sau ieși cu prietenii în oraș, teoretic ai alte haine. Cam așa se întâmplă și cu personajele acestea. În momentul în care suntem la școală cu profesorii, avem un anumit comportament, avem o anumită raportare, anumite atitudini, iar atunci când ne întâlnim cu prietenii, cu părinții, avem avem alt comportament. Într-adevăr, acest comportament trebuie să fie raportat la situație, dar personalitatea practic n-ar trebui să se modifice, ci doar să se adapteze. Între personalitate și personaj pot exista raporturi de echilibru și armonie, dar și de dezechilibru și disonanță. Când vine vorba despre echilibru, ne referim la situațiile în care noi nu ne exagerăm personalitatea niciun fel, ci ne comportăm în raport cu ea, doar că ne adaptăm la situațiile pe care le întâlnim, iar dezechilibrul și disonanța apare în situația în care noi încercăm să jucăm niște personaje care de fapt nu aparțin deloc personalității noastre. În momentul în care facem asta, pot apărea fenomene de dublare, de depersonalizare, care pot pune în pericol funcționarea normală a personalității, deci e de evitat. Nu încercați să fiți ce nu sunteți, pentru că, din păcate, efectele pot fi nefaste asupra personalității. Iar aici aș vrea să vă arăt exact cum sunt dispuse aceste concepte pe planurile biologic și social. După cum vedeți, individul este pe plan biologic, iar persoana pe plan social. Individualitatea este pe plan biologic, iar personalitatea este pe plan social. Iar în plan biologic nu avem un individuaj, da? Cred că așa ar fi fost dacă exista un personaj în parte de individ sau de individualitate, însă nu avem, ci doar noi, oamenii, putem juca personaje. Pentru că animalele n-au nevoie de așa ceva, fiindcă nu trăiesc într-un mediu social. De asemenea, foarte important aici, când ne referim la omul normal, dezvoltat, psihic, mai bine recurgem la noțiune de persoană și personalitate, decât la cele de individ și individualitate. Denumirea unui om cu termenul de individ ascunde intenția de a desconsidera și de a reduce această persoană sau acest om la atributul de ființă biologică. Deci, în descrierile voastre, în ceea ce o să scrieți la PAC, evitați individ, încercați să scrieți persoană și personalitate, deși uneori este greu. Puteți folosi ins, de exemplu, în loc de, deși cam același lucru. Vedeți cum vă formați discursurile. Psihologia contemporană vorbește despre 5 laturi ale personalității. Avem temperamentul, latura dinamică energetică și caracterul, latura relațional valorică. Despre acestea nu voi elabora explicații foarte multe aici, deoarece le vom discuta pe larg. Apoi avem aptitudinile, latura instrumentală operațională. Aptitudinile sunt un set de instrumente pe care le utilizăm pentru a realiza activitățile repede și bine. În general, aptitudinile ne diferențiază față de alții. Inteligența este latura rezolutiv-productivă și de asemenea este o aptitudine generală care ne permite să realizăm cam toate activitățile repede și bine și ne ajută să ne adaptăm foarte ușor mediului. Iar creativitatea este ultima latura personalității și se numește latura transformațional-constructivă, pentru că ea transformă ceea ce avem în realitate pentru a construi lucruri noi și originale. Practic, când spunem creativitate, ne gândim la raritate, la originalitate, la noutate și se spune că toți oamenii sunt creativi, doar că unii sunt mai creativi decât alții. Și în ultima parte vă prezint importanța personalității. Personalitatea reprezintă primul ghid de modelare concretă a omului. De ce spunem asta și cum să înțelegem treaba asta? Personalitatea, când am început să vorbim despre personalitate în psihologie, am început să vorbim și despre psihoterapie. Practic, cunoscând personalitatea, putem să o și modificăm, să o și modelăm, practic, așa cum ne dorim. Personalitatea controlează toate celelalte procese și funcții psihice, dar și propriile laturi, adică ea, fiind acest macrosistem, este cea care dirijează modul în care funcționează procesele psihice, dar și temperamentul, caracterul, creativitatea și așa mai departe, tot ceea ce conține ea practic, forțează toate aceste procese și funcții psihice să lucreze împreună, să se stabilizeze și să se diferențieze, creând acel caracter unic, influențează pozitiv sau negativ funcționarea particulară a mecanismelor psihice, evident o influențează pozitiv atunci când personalitatea este echilibrată, sănătoasă, când totul merge bine practic, și negativ atunci când par anumite traume, anumite dezechilibre emoționale,
Da, și atunci cu siguranță sunt influențate negativ și celelalte procese. De exemplu, în cazul unei depresii, nici cogniția nu mai este cum trebuie, motivația este la pământ, voința nu mai funcționează corespunzător, memoria este și ea afectată și așa mai departe. Cam tot ce înseamnă psihism intră cumva în declin datorită faptului că personalitatea are anumite probleme, anumite tulburări, da? Valorifică diferențiat și maximal celelalte mecanisme și propriile laturi în momentul în care, evident, ea funcționează corect. Toate aceste laturi sunt valorificate și, practic, e ca un fel de echipă care trage cot la cot pentru un scop comun. Și cam asta este personalitatea noastră. Personalitatea noastră să ne adaptăm, este unică, originală și cu siguranță fiecare dintre noi are o personalitate, dar nu există oameni fără personalitate. Cred că eu o să închei prima parte aici, o să urc videoclipul acesta pe YouTube și va rămâne pentru zilele următoare să urc temperamentul și caracterul și modul în care se rezolvă exercițiile de la subiectul acesta. Nu m-am așteptat că voi înregistra atât de mult, 20 și ceva de minute pe partea asta, dar asta este. Vă rog să vă abonați dacă, evident, simțiți că vă ajută videoclipurile mele și vă doresc o zi minunată!